The Last of Us, episodul 8. Spoilere, atenție, pentru cine n-a văzut episodul, nu vă uitați la asta dacă n-ați văzut episodul încă, sau nu vă pasă și atunci ok, uitați-vă să, nu știu dacă o să înțelegeți neapărat ce s-a întâmplat, că nu o să stau să povestesc tot episodul sau nu știu ce, o să vorbesc despre episod, despre niște faze din episod. A fost, într-adevăr, a fost un pic tras de păr cum a supraviețuit Ellie și mă refer la sfârșit de tot, adică da, ăla era, bineînțeles, un violator pervers, nu știu ce, și, mă rog, poate fiind mânat de orgoliu lui și de etc., nu a uitat sau n-a văzut că mai e satârul ăla acolo fix la mâna ei. Dar, ok, până atunci s-a înțeles cum a supraviețuit. Adică a fost ok până acolo, știi, când s-a gândit repede să le spună când era pe masă acolo ținută de ăia doi. Apropo, unul din ăia este Troy Baker, care a făcut vocea, este vocea lui Joel în jocuri. Nu știu dacă amândouă, dar am înțeles că a fost în, cel puțin în unul, a fost vocea lui Joel și a fost și vocea lui Joker și vocea lui Batman în destul de multe filme animate, animații, nu știu ce, ca un fun fact, dacă nu știați, ăla care moare, ăla care e lovit în gât tot cu satârul ăla, sau unul din ele, era altul, mă rog, așa, a fost ingenioasă că a zis că e infectată și s-a întâmplat destul de repede faza, adică i-a arătat mâna, ăștia doi s-au uitat unul la altul și gen, bă, pare, nu știu ce, și aia a luat aia și i-a înfipt în gât, aia a fost ok, știi? A fost un pic tras de păr că a supraviețuit în toată chestia, dar un pic, adică nu mi s-a părut că au exagerat prea mult și a fost gen, hai mă, lasă-mă, câștigă ea cu un bărbat adult cu 50 de kg peste ea cel puțin sau ceva. Nu, n-au făcut-o în așa fel, adică nu mi s-a părut că au editat și că au scris episodul în așa fel încât să arate chestia asta. Singura chestie mai trasă de păr e că a uitat ăla că are ea satârul că ar putea să-l ia sau ceva, știi? Da, știu, sunt multe posibilități, sunt multe. Unii o să zică da, ce, așa, alții o să zică, păi, ce mare chestie, nu l-a văzut, alții la. Sunt multe, foarte multe moduri de a interpreta, de a vedea, de a nu știu ce chestie. Asta nu pot să zic că m-a deranjat neapărat sau chestia, dar în fiecare episod orice personaj nou, aproape orice personaj nou sau fir nou, narrativ care apare, nu rezistă mai mult de un episod, maxim două, mor. Dacă apar personaje noi, comunități noi, personaje negative noi, oameni mai ales, mor după un episod sau două. Am înțeles, asta a fost ideea, ok, sunt ca niște capitole în joc. Că așa, probabil că așa era și în joc. Ok, da, ok. Și, ok, nu mă interesează că dacă e la fel ca în joc și nu știu ce, că au fost niște argumente data trecută că așa a fost și în joc. Ok, și ce dacă a fost și în joc? Eu doar am făcut niște observații, având în vedere prezentul și nu știu ce. Acum, da, că a fost exact același lucru, au o mică scuză, dar credeți că n-ar fi făcut-o dacă nu era în joc așa cu 10 ani sau nu știu ce? Sau a fost o observație, pentru că așa e lumea în care trăim acum. Este un pic ciudată și, na, bun, ok, bine. Și nu mă refeream că nu-mi pasă dacă e ca în joc și că nu, foarte bine, adică da, foarte bine pentru fanii jocului, probabil e mișto că e ca în joc. Poate dacă știam exact ce se întâmplă în joc, aș fi vrut să schimbe un pic ca să nu știu tot ce se întâmplă, poate aș fi vrut să schimbe un pic, depinde, acum fiecare cum vrea, dar nu făceam nicio afirmație cum că nu-mi pasă dacă e ca în joc sau că vreau eu, știi, pentru cei care știu jocul, vreau eu să fie diferit sau nu-mi pasă de voi că eu vreau să fie diferit. Nu contează, nu, că eu n-am jucat jocul, deci pentru mine chiar mi-e indiferent. Nu pot să-mi dau cu părerea dacă e mișto sau nu e mișto că au făcut exact ca în joc. Aici fiecare cu gusturile și așteptările și ce-ar vrea fiecare de la serial, mă rog. Dar pentru mine, știi, care n-am jucat jocul, nu știu la ce să mă aștept, nu știu ce, și judec doar după ce văd în serial,
A fost ok și episodul ăsta, ba chiar mi-a plăcut că a făcut și Joel ceva, a făcut și Ellie ceva, mai ce au fost mai, în sfârșit n-au mai fost doar bătuți și, nu că au fost doar bătuți, dar au meritat o victorie și ei și au meritat niște momente din astea badass. Și știu că o să ziceți că au fost multe momente badass, da, au fost, nu zic că nu, dar aș fi vrut poate un pic mai mult și uite, am primit după ceva timp, după, mă rog, un pic de timp și nu știu ce, am primit și eu, o scenă din asta, un episod din asta în care amândoi au fost șmecheri. Da, că-i tras de păr cum ăla s-a ridicat Joel așa de bine după 2 zile de injecții cu un antibiotic, adică atât, știi? Asta l-a omorat pe el. Câte zile au stat acolo? Asta l-a omorat pe el deja? Doar infecția? Asta era problema? Mă rog, ok, din punct de vedere medical e tras de păr. Că se putea întâmpla așa? Da, ok, se putea întâmpla așa, putea să evolueze. Era o șansă mică să se întâmple exact așa și în realitate și ok, foarte bine. N-a lovit niciun vas, n-a lovit niciun organ, cuțitul ăla, nu știu ce, și ok, e super șmecher, puternic Joel din toate punctele de vedere fizic, psihic și etc. Încât, da, ok, foarte bine, da, bun, bine, se putea. Că e tras de păr? Da, da, e. Nu poți să zici că nu e, dar bine, ok, bine, au fost partea asta, știi? Și da, au fost câteva chestii mai trase de păr, dar nu m-au deranjat, adică n-a fost ceva prea, să zic, că m-a făcut să, nu știu, să nu-mi placă pentru că, nu, dar se putea mai bine, poate cumva, da, probabil, poate se putea și mai bine, dar a fost bine, a fost ok și episodul ăsta, mi-a plăcut. Cum mi s-a părut vouă? E ceva ce n-am observat, n-am băgat de seamă, poate nu-mi dau seama acum, mi-am dat seama atunci, dar am trecut repede că mă uitam la episod și uite, aparent nu m-a deranjat atât de rău și poate n-am observat eu ceva. Puneți în comentarii și poate aveți dreptate. Cum mi s-a părut și tuturor toate părerile sunt, le înțeleg aproape pe toate, probabil depinde acum, dar chiar sunt curios în comentarii ce ziceți de episodul ăsta și vizionare foarte plăcută, nu uitați să vă abonați, deveniți membri dacă vreți și alte chestii. Pupa, da pa, da pa, da pa!